Andreea locuiește într-o casă mică cu bunicul ei. Mama ei a murit înaintea Paștelui. Fata a fost diagnosticată de mică cu autism, dar nu a beneficiat în trecut de tratament pentru că era prea scump pentru familie. Odată ce am pierdut pe mama ei, vreau să o am și pe ea lângă mine. Da. Nu vreau să o las nicăieri. De la asistentul social, bunicul a aflat de inițiativa UNICEF, în parteneriat cu autoritățile locale, prin care s-a înființat Centrul Comunitar Integrat din Moinești. Ești bine? Da! Acum Andreea merge gratuit la ședințe de kinetoterapie și logopedie. Așa. Din păcate, bunicul, singurul sprijin al Andreei, se luptă cu o boală gravă. Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează online pe unicef.ro. Ajută-i pe Andreea și pe alți copii ca ea să beneficieze în continuare de serviciile centrelor comunitare integrate. Îți mulțumim!